Comisia Europeană deschide o investigație la Tarom pentru ajutorul acordat de guvern în valoare de 190 de milioane de euro. De asemenea, Comisia are îndoieli cu privire la planul de restructurare al companiei. Laura Albu, editor corespondent al FNews, are detalii. Laura, ce înseamnă această investigație? Vedem că Comisia Europeană deschide această investigație, una aprofundată, pentru a evalua dacă măsurile de sprijin acordate de Guvernul României către compania Tarom sunt conforme cu normele Uniunii Europene, care privesc ajutoarele de stat acordate firmelor aflate în dificultate. Și vedem că Comisia va examina dacă planul de restructurare propus este adecvat pentru rezolvarea dificultăților companiei, dacă Tarom sau operatorii de pe piață ar urma să contribuie suficient la costurile de restructurare și dacă planul de restructurare ar urma să fie însoțit de măsuri adecvate de limitare a denaturărilor concurenței create de acest ajutor, pentru că știm că multe companii private au tot contestat aceste ajutoare de stat primite de către companiile de stat de la guvern. Mulțumesc, Laura. Îl avem acum pe Adrian Bența alături de noi prin telefon. Bună ziua! Bună ziua tuturor! Ce înseamnă această investigație? Această investigație e privită într-un context mai larg. Există un operator low cost de drept privat care a dat în judecată toate statele membre care au acordat ajutoare de stat către companiile aeriene, motivând că acest lucru încalcă concurența loială și mai ales nu ajută consumatorul pentru că nu se vor restructura acele companii. Din punctul de vedere financiar există posibilitatea următoare, ca statul român să recupereze acel ajutor de stat, ca românul să restituie acel ajutor de stat dacă nu este dat conform legislației europene. Dar, din câte știu, nu este vorba neapărat de un ajutor de stat strict bani, cât mai mult garanții de stat pentru contractarea unor împrumuturi. Deci, trebuie privit într-un context mai larg de concurență între un operator de stat și operatori privați. Care este situația financiară acum la Tarom? Din câte cunosc eu și nu sunt la amănunt, Taromul deocamdată este în pierdere și aici ar trebui ca autoritățile, conducerea acestui operator național de care avem mare nevoie și care trebuie să rămână în viață, să ia măsuri de restructurare a costurilor și de optimizare a veniturilor. Deci, din câte știu, într-adevăr, sunt de mulți ani în pierdere și atunci trebuie să luate măsuri de îmbunătățire a rezultatelor financiare. Și ce credeți că ar fi putut face Tarom cu cele 190 de milioane de dolari? Păi, în primul rând, am văzut că s-au restructurat flotele, am văzut că au luat avioane noi, ATR-uri mai noi, de model mai noi, apoi trebuie să-și acopere cheltuielile cu întreținerea și cu rutele de zi cu zi. Deci sunt cheltuielile normale, trebuie să-și plătească salariații, trebuie să-și plătească conducătorii de avioane și tot așa.